Domnul, sunteți conștient că ne auziți? Vă rog să ne răspundeți. Vă rog să dați din cap dacă ne auziți. În cazul în care pacientul, persoana respectivă nu reacționează, încercați să-i deschideți gura, căile aeriene și să vedeți dacă cumva poate s-a înnecat cu ceva. Cunoașterea măsurilor pentru acordarea primului ajutor, beneficiarii Centrului Comunitar al Persoanelor Vârstnice din Slobozia au învățat cele mai importante tehnici de salvare a vieții în situații grave, precum leșin pe stradă, stop cardiorespirator sau înnec cu alimente sau obiecte. Demonstrația de acordare a primului ajutor a fost oferită de reprezentanții UPU din cadrul Spitalului Județean de Urgență Slobozia și de cei ai ISU Ialomița. Cu ajutorul unui manechin al echipajului SMURD, specialiștii au arătat care sunt pașii esențiali pentru salvarea vieții unei persoane care are nevoie de ajutor. Prima temă va fi lecții de prim ajutor vis-a-vis de un leșin pe stradă, de stop cardiorespirator, iar a doua parte este o lecție de prim ajutor vis-a-vis de înnec cu alimente, cu produse, cu obiecte, mai ales la copii, dar și dumneavoastră vi se poate întâmpla. Suntem aici beneficiarii clubului, cadre didactice de la grădiniță și copiii de la Interact, cărora le mulțumim că sunt alături de noi, pentru că prim ajutor se poate oferi indiferent de vârstă și oriunde vă aflați. În această situație puteți salva o viață, e important chiar și pentru familie, dar și pentru comunitate. O să încerc să împărtășesc cât de mult pot din cunoștințele mele și sper și pe viitor să vă fie de ajutor. Sper să nu aveți situații de genul acesta în care, Doamne ferește, chiar să fie nevoie de o resuscitare. Însă în cazul în care se mai întâmplă, să fiți pregătiți și să știți ce este și ce puteți face pentru a ajuta aproapele. Aplicați obrazul peste gura pacientului și priviți cu ochii orientați spre torace. Verificați dacă pe obrazul dumneavoastră simțiți vreo respirație, dacă simțiți că suflă și dacă toracele se expansionează. Nu așteptați să faceți resuscitarea și apoi să chemați ambulanța, pentru că ei nu vor avea timp să ajungă pentru a salva pacientul. Deci dacă sunteți singuri, imediat după ce ați verificat că pacientul, l-ați întrebat dacă e conștient, ați deschis căile aeriene și ați văzut că totuși nu este în regulă, imediat sunați la 112 sau rugați pe cineva concomitent cu acțiunile dumneavoastră să sune și să anunțe organele abilitate. Dar apăsați cu o forță suficientă cât să facă să se deplaseze cutia toracică în jos. Nu faceți nici prea adânc, pentru că apar fracturi costale sau chiar fractură de stem. Fractura de stem e un pic mai greu, că trebuie o forță extraordinar de mare. Dar dacă este la o femeie și se apucă un domn mai solid să facă, poate să-i facă și fractură de stem. Și atunci apar alte complicații. Apare contuzia pulmonară, apare contuzia cardiacă, care oricât ai face resuscitare, nu-l mai scoți. Da? Bun, facem 30 de compresii. 3, 5, 6, 7, 8, 9, 30. Și două insuflați. Se tensează nasul, da? În momentul în care suflați, așa, ia mai suflă o dată ca să încerce să... Nu știu dacă se vede, dar trebuie să se ridice foarte puțin cutia toracică. Puțin, da? Dacă nu s-a ridicat, nu s-a modificat deloc cutia toracică, înseamnă că ventilația nu a fost eficientă. Și nu au voie să facă resuscitare persoanele în vârstă, care sunt cardiace, da? Dacă este un pacient cu ceță cardiacă, cu diferite afecțiuni, infarct miocardic în antecedente, pentru că resuscitarea este foarte epuizantă și consumatoare de energie, nu se apucă să facă resuscitare, da? Că s-ar putea să ajungă și dumnealui în locul pacientului. Dintr-o victimă să fie două, da? Dacă, Doamne ferește, vă necați și sunteți singuri undeva, cu cât mai repede ieșiți să mai vă vadă, să mai fie cineva, Doamne ferește,
nu mai puteți să respirați și cădeți, să știe cineva că trebuie să anunțe un medic, ieșiți din casă, vă duceți la vecina, la stradă, în stradă, oriunde, dar să nu rămâneți singuri în locul în care v-ați înnecat. La această lecție vitală pentru viața au luat parte și autoritățile locale. Acestea au salutat inițiativa conducerii Centrului Comunitar al Persoanelor Vârstnice de a-i iniția pe vârstnici în tehnicile de acordare a primului ajutor. Primul rând să mulțumim invitațiilor noștri. Ne încadrăm în acele activități foarte importante pentru noi. Noi suntem de acasă, felicitări doamna Ani. Sunt lucruri utile, sunt lucruri foarte importante. În anumite situații trebuie să știm cum să procedăm. Recunosc că și eu sunt aici pentru a învăța aceste lucruri și să ne însușim împreună și să dea Dumnezeu să nu fim în aceste situații destul de delicate. Și eu vreau să mulțumesc invitațiilor noștri, vreau să mulțumesc doamnei directoare de la Direcția de Asistență Socială și respectiv șefului de centru, doamnei Roșu, pentru că întotdeauna ne-a obișnuit cu acțiuni mai mult decât folositoare. Mă bucur că sunteți iarăși în număr mare, asta înseamnă că activitățile din acest centru vă plac și răspund nevoilor dumneavoastră. Mă bucur că și că avem mai mulți parteneri astăzi decât de obicei. Este un lucru foarte important. Mulțumim mult! Participanții au fost încântați de informațiile noi pe care le-au aflat și au înțeles cum trebuie să procedeze în situații limită. Sper ca lecția de astăzi să fie învățată de dumneavoastră și să vă ajute să salvați o viață.